Totul a început în primele zile ale lunii august. Comparativ cu alte orașe, Făgărașul e totuși un oraș curat. Ar fi nevoie de puțină disciplină, de mai multă bunăvoință din partea oamenilor și mai multe persoane care să asigure curățenia pe străzi. Cam asta crede făgărășanul de rând despre orașul natal. În plus, majoritatea concitadinilor își doresc un oraș curat și nimeni nu pare să se bucure atunci când vede mizeria din jur. E destul de curat și e plăcut. Adică față de alte orașe, nu... Murdar, foarte murdar. Murdar. Potrivit, nici curat, nici murdar. Potrivit. Se poate mai bine. În ultimul timp parcă totuși mi-e curat față de cum a fost. E frumos, e curat, e civilizat. Curat, murdar sau potrivit, întotdeauna e loc de mai bine, așa că oamenii știu exact ce ar trebui făcut în oraș pentru ca Făgărașul să fie un municipiu cu adevărat civilizat. Nu știu, din partea cetățenilor mai multă seriozitate, pus suflet deci în tot ceea ce se face. Deci nu se poate numai de la primărie, dacă nu ajutăm și noi, nu se poate, nu se poate. Trebuie mai multe curățenii. De către cine? Cine să o facă? Păi primarul. Oamenii? Și oamenii. Și la astea, și omul e vinovat. Și omul e vinovat, că nu e conștient de... că trebuie să mențină, că pentru noi menținem. Eu mă uit, am stat la curte toată viața și acum stau la bloc. Și cumpărat. Deci toți suntem proprietari. Nu se îngrijesc. Trântesc ușa, murdar, aruncă, fumează. E sub orice critică și casa noastră până la urmă. E lipsă de educație, nu știu cum să vă spun. Mai multă lume pe stradă. Adică mă refer la cei care trebuie să facă curățenii. Altceva nimic. Și să ude străzile, mai ales vara pe căldură. Să nu fie praf. Mai mult nimic. Un pic de disciplină. Trebuie, neapărat. A venit apoi ziua în care am dăruit saci menajeri făgărășenilor. Facem o acțiune pentru curățenia orașului, începe cu fiecare dintre noi. Aveți din partea noastră un box de saci menajeri. De pungi. Păi da, eu da. La anii ăștia ai mei umblu acum după pungi. Păi da, dar curățenia începe cu fiecare dintre noi. Fiecare trebuie să-și facă curățenia la locul de muncă. Exact. Și ăștia vă folosesc. Mulțumesc! Noi, Telegenia Făgăraș, am inițiat o campanie curățenia începe cu tine, pentru că vrem ca orașul Făgăraș să fie unul cât mai curat. Mulțumim! Ne-am dus apoi în fiecare cartier din oraș. Astfel am ajuns în Tudor Vladimirescu, un cartier care parcă a înflorit și totuși oamenii mai au o groază de probleme. Zona din jurul containerelor e plină de gunoaie. Oamenii-s de vină, fiindcă în loc să arunce în container, aruncă lângă container. Mai scoate și din grădină și din curți, toate și le pune lângă container. Oamenii, cine au căsile pe aici? Am văzut, aduce cu brațul, aduce cu coșurile pline. Cine aruncă? Asta nu vă pot spune că nu știu, dar e foarte mare mizere. Da, simțiți. Altceva nu poți să zici. Să mă ierte dacă o să mă vadă la televizor, dar altfel nu poți să explici chestia asta. Găsiți mereu mizerie pe lângă container? Păi este, normal că este mizerie pe lângă container, dar păi asta e, ori îți pline și nu mai are unde băga, ori îți nesimțești și le aruncă pe jos, cine știe. Foarte urâtă, doamnă, domnișoară, uite ce e aici. Și e o grămadă de bani, am înțeles, că e 60 acum de persoană. Păi da, dar cine e de vină? Cine aruncă? Tu cine e? Păi tot lumea, nu. Ce să le facem? Trebuie făcut ceva. O amendă, ceva, dar pe cine stă aici să-i prindă toată ziua? Păi ce să mai zicem? Aproape de blocuri nu prea este indicat. Nu știu unde ar găsi locul potrivit ca să ducă containerele de aici. În orice caz, mai ales când e căldură, când e cald, fai, un miros din nu se poate trece pe aici. Ce părere aveți de cei care aruncă lângă containere? Da, păi ai lipsă de educație și de cum are în casă, așa face și pe afară. Deci stau în spatele blocului și vreau să vă spun că de câte ori deschid geamul, văd o grămadă de gunoaie, nu numai în containere, ci și pe lângă. Și s-a întâmplat să vin pe la 4 dimineața acasă și oameni necunoscuți, adică nu... În cartier se cunosc toți între ei, majoritatea. Au venit cu mașinile la 4 dimineața și au lăsat o grămadă de gunoaie pe lângă gunoaie. Măcar bunul simț să le pună în containere.
părerea noastră că deja face curat, de aici aruncă într-un undă mâncirea jos. Popor rădus. Popor rădus în Tudor. Așa adevărul. Avem un primar foarte bun, primar de asta bun, n-am avut fugarul de când lume, ăsta merită să fie lăudat. Merită să fie ales pe viață. Dacă în Tudor Vladimirescu oamenii au mici probleme cu curățenia, în combinat, munții de mizerie poluează grav mediul. Mulți dintre oamenii de aici par certați cu bunul simț și, așa cum s-au obișnuit, dau vina pe autorități. Și șerpi, și șobolan, și de toate stai aici. Datorită mizeriei că nu se ia și nu vine pe aici. Să ne pui lezul de acolo și aici, acolo. Uite cum stă gunoi acolo, uitați cum stă gunoi. Uitați cum stă gunoi. Atât am vrut să vă spun. La primăria e de vină pentru gunoi, nu oamenii? Și oamenii, nici cauze. Să aibă bun simț, dacă pune lez de gunoi, să bage gunoiul la ladă și așa mai departe. Nu ne place, nu ne place. Păi cine o face? Oamenii, l-o să bage în container, aruncă pe jos. Nu au condiții de a fac mizerie. Am găsit în schimb și un cartier curat, Negoiu. Aici situația e total opusă celei din combinat, fără gunoaie lângă Europubele și cu alei între blocuri care strălucesc de curățenie. Curat la voi în cartier? Este. Este curat. Foarte frumos. La curățenia o păstrează oameni? Mături, da, păstrăm. Da, uite gunoiul, să ia gunoiul. Pare bine că nu mai pute gunoaile, că le ia. Dimineața și la 12 le ia. Aici, dacă lucrez aici, pe unii trechi eu e curat. Menține băieții ăștia, văd că e curat. Dar eu sunt pe strada Salcâmului și eu mizerii de nespus. Cartierul Negoiu a fost din fericire cel cu care am încheiat campania Curățenia începe cu tine, astfel că după încheierea acesteia nu am rămas cu un gust amar. Concluzia finală este că Făgărașul și în special făgărășenii mai au mult de învățat la capitolul civilizație. Important este însă să nu uităm, curățenia orașului începe cu fiecare dintre noi.